Astăzi facem maioneză. După cum vedeți, folosim ouă fierte și ouă crude, decât gălbenușul de la ele. Câte ouă sunt? Câte 6 crude, 6 fierte. 6 crude și 6 fierte. Albușul le avem deoparte. Am adăugat sare acum. 2 lingurițe de sare. Adăugăm și muștar. Aproximativ 2 lingurițe. Da, muștar clasic. Nu folosim cu hrean sau cu alte arome. Pasul următor, zdrobim gălbenușurile și le amestecăm foarte bine. Vom folosi această maioneză pentru o cantitate impresionantă de salată beef pentru Crăciun, pentru Revelion, de fapt. Am mai făcut un lighean din asta și de Crăciun. Acum se pregătește și mixerul și vom face maioneza. Maioneză de casă. A venit și zeama de lămâie. Câte lămâie ai folosit aici? O lămâie jumate. Wow! Ce mixerul! Deci zeamă de lămâie de la o lămâie jumătate. Știu? Zeamă de lămâie ajută să nu se taie maioneza, nu? Da. 2000 years later. Maioneza este gata. Am folosit 1,5 litri de ulei și o vom folosi pentru salata beef. O cantitate foarte, foarte mare de salata beef aici. Ia, a ieșit tare, să vii groasă? Puțin. A ieșit, uite-o. Deci cam asta e maioneza. Wow! E foarte, foarte groasă. Jelly! Cum faci?